10 polițiști și 10 de instructori auto, dar și de cursanți au fost ridicați cu mandate și duși la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar care vizează eliberarea mai multor permise de conducere pe șpagă. Sunt suspect că am dat dare de mit, am luat bani și am dat la polițist. Băi, nu mă mai... Ce spuneți? Nu e așa că am făcut progrese de la ultima lecție până acum? Băi, într-adevăr, așa, trebuie să recunosc că ai făcut progrese. De la 110 kg la 115 kg, băi! Mă refer la progrese în șofat! Băi, nu mă mai... știi? Că eu nu cred în asta de arsenie, buca... Băi, dar acum îi mulțumesc lui Dumnezeu, știi? Că dacă n-aveam și o pedale la mașina asta de școală, acum nu mai ajungeam aici lângă Igor, știi? Dar unde? Lângă-i mele! Sau chiar în el, știi? Exagerați! Băi, nu mă mai... știi? Unde exagerez? Băi, în intersecția la Romană, așa, când ai făcut stânga. Bă, de ce n-ai dat asta? Cum se dă semnal? B-am semnalizat! Băi, cu ce ai semnalizat, băi? Cu coada ochiului? Fac stânga! Ți-am spus eu că să faci stânga acolo? Nu! Păi și atunci ce ai făcut? Din instinct! N-ați spus dumneavoastră că șoferii buni se bazează pe instinct? Păi șoferii buni, da, dar nu tu! Nu mă mai, știi? Domnule Dinel! Băi, nu mă mai, glumesc, zi, zi. Domnule Dinel! Băi, vrei să spun ceva? Ai mai făcut o mare greșeală înainte să pornim lecția. Ce greșeală? Te-ai născut! Nu mă mai știi. Domnule Dinescu, eu nu am vrut până la vârsta asta să am permis. Băi, uite cum te-ai ținut o idee bună, 50 de ani, știi? Care 50 de ani? Nu am 50 de ani! Iartă-mă, 55! Mai puțin! 54 și 11 luni! Băi, dă-ți fiu! Poate să ne vedem luna viitoare, știi? Am 36 de ani, domnule Dinescu! Băi, nu mă mai... ai 36 de ani? Da! Băi, te-ai auzit, Dana Aslan? Nu. Să vede. Revenind. Eu n-am avut nevoie de permis, pentru că până acum un an, mașina o conducea pe bosatul meu soț. Băi, nu că m-ar interesa. Dar ce s-a întâmplat cu el? A murit. Lasă-mă să ghicesc, te-ai așezat pe el. Nu! M-a părăsit bietul de el în urma unui stop cardiac. Băi, și-a găsit o scuză bună, omul, știi? A stat 3 săptămâni în comă. Am stat lângă el până la capăt. Înțeleg de ce a murit. În ultimele clipe l-am ținut în brațe și l-am sărutat. Deci a fost o crimă? Poftim? Nimic. Ei bine, acum am nevoie de permis. Mi-e vreșe. Credeți că am vreo șansă să iau examenul? Traseul sau sala? Traseul. Băi, dacă ești concentrat, dacă ceri ore suplimentare, așa. Dacă ești focusat, treaba așa. Dacă dai ceva la examinator, știi? Da, așa. Deci dacă toate astea sunt cumulate, așa. Tu nu iei, băi, tu nu zici că ești un antitalent? Păi și atunci de ce faceți lecții cu mine? Pentru că plătești. Știi, am o situație mai deosebită acasă. Am 2 copii, dintre care unul dintre ei... Bine, bine! Am să vă demonstrez de ce sunt capabilă! Dă-mi să mănânci 2 polici la o masă! Nu! În primul rând, am să iau sala... Poate la subțiori, știi? Și în al doilea rând, am să șofez perfect la traseu. Poate dacă e mașina tractată, știi? Dar nici atunci, măi, că-l mai spălat în față într-un stâlp. Mă mai... Bine, cred că e cazul să găsesc pe cineva care să aibă încredere în mine, să mă susțină, să mă aprecieze. Patronul de la șaurmeria Tristor. Asta a fost ultima lecție. Adio! Băi, nu mă mai... Băi! Băi, vină la... Vină la voi, știi? Ai spus că e ultima lecție. Da. Băi, tu nu spui mie că e ultima lecție, băi! Eu spun tine că e ultima lecție! Ieși afară! Da! Băi, nu mă mai... Păr pic, pic! Băi! Băi, nu mă mai... Am și o inimă de om la 60 de ani! Ce vrei? Mă, nu mai vorbește urât! Băi, lasă-mă că n-am bani, am cardul la mine, n-am bani, știi? Mă, sunt elevul de la ora 8! Băi, te-am confundat. Am elevi mulți toată ziua, știi? Așa. Deci de la ora 8, așa.
Să trăiești, Răzvan. Bravo, bine. Cristi mă cheamă. Băi, nu mă mai ți-a trecut aici, Răzvan. Pentru mine ești, Răzvan. Lasă-mă în pace, Răzvane. Băi, nu mă, băi, eu sunt vie, băi. Robert, te rog frumos să mă lași în pace. Băi, ma. Băi, ma. Băi, ma. Băi, ma. Mă! Băi! Băi, nu mai intră mașină, știi? Băia cu minte. Băi! Băi, nu! Băi, e școală de șofer, nu de pasager, băi! Mă, nu mai vorbește urât. Băi, nu, băi, nu, băi! Băi, de-abia ați la mașină, băi! Gata, sunt băia cu minte, gata, nu beau, nu fuiesc. Băi, nu, băi, nu mai, am și eu, sunt un poet, așa. Băi, e prima oră? Da, și mi-e frică. Mi-e frică, Dani, Doamne ferește. 1, 2, 3, 4 Dani. Băi, nu, băi, nu mă mai... Deci, băi, la prima oră trebuie să-ți prezint mașina. Deci, mașina Cristi, Cristi. Deci ăsta este colacul, așa. Da, mă, nu mai vorbește urât. Băi, nu mă mai... Băi, tu ai bani să plătești lecția? Da, am de un leu că mi-a dat mie lumea în piață ca să-mi iau pâine și roșii și castraveți și conopidă și varză murată și zeamă murată. Băi, nu, și... eu, băi, nu mă mai dă bani. Mă, nu m-a furat banii la băi, mine. Băi, dă banii. Doamna, băi, doamna, doamna, vrea Răzvan să fure banii la mine care mi-a dat mie lumea în piață. Băi, ce vrei, băi? Vă rog să mă lăsați și pe mine până acasă. Nu vreau niciun taxi să mă ducă. Păi au limită de greutate oamenii, știi? Doar nu o să mă lăsați aici. Băi, nu mai ia metru. Nu pot. De ce n-ai loc pe turnichetia? Nu, sufăr de claustrofobie. Băi, rămână, doamnă, sărbători fericite, vă duc eu, doamnă. Băi, nu mă mai... Băi, mașina mea, eu fac legea. Bă, nu mai vorbește urât. Bună ziua, la Ambrozie, vă rog. Băi, nu mă... Băi! Mă! Băi, mă! Băi, mă! Băi, tu ai senzația că ăsta-i taxi? Nu? Dar ce? Băi, nu, tu nu vezi să citești, e școală. Domnule, e stupid? Păi dacă e școală, unde sunt băncile? Unde e catedra? Băi, băi, nu mă mai... Chiar dacă ar fi taxi, e ocupat, hai! Unde mergeți, domnule? La Ambrozie. E, uite că am și noroc. Băi, nu mă mai... Ăsta e la prima oră de condus. Mi-e frică, doamne ferește. Mi-e frică. Nu și are și niște probleme. Băi, nu mă mai... Știi? Unde mergeți, domnule? La Ambrozie merg. E, vedeți? Știu eu drumul. 128 de la gara, casa de copii, Trocadero și am ajuns. Băi, nu mă... Băi, nu mă mai... Băi, e mașina mea, legea mea, băi, nu mă mai... Băi, nu mă... Băi, nu mă mai... Așa e viața, știi?